aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi, de Nicolai Nosov. Capitolul al 10 -lea. Avaria Unii își închipuie că e cu atât mai cald, cu cât te ridici mai sus în văzduh, dar asta nu este adevărat. Cu cât ești mai sus, cu atât e mai frig. De ce? Pentru că sus aerul e mai transparent, iar razele soarelui îl încălzesc foarte puțin. Jos, din potrivă, aerul e întotdeauna mai cald, soarele încălzește cu razele sale pământul, aerul se încălzește de la pământ ca de la o sobă fierbinte. Aerul cald este mai ușor decât cel rece și de aceea se ridică. Cu cât se ridică mai sus, cu atât se răcește mai mult. Prin urmare, sus de tot e un frig veșnic și tocmai asta au simțit piticii când s-au ridicat cu balonul lor la mare înălțime. Le era atât de frig că li se înroșiseră nasurile și obrajii. Tropăiau cu toții din picioare, își loveau palmele încercând să se încălzească măcar un pic. Cel mai mult suferea zăpăcilă, care își uitase căciulea acasă. Din pricina frigului cumplit, îi se formă sub nas tita mai țurțurele tremura ca varga și dinții îi clănțăneau într-una. Destul cu clănțănitul, bombănea Don Dănel. Noi degerăm de-a binelea, iar el mai și clănțăne. Da, nu ți eu vinovat că mi-e frig, spuse zăpăcilă. Don Dănel se ridică de pe locul său și zise. Nu pot să sufăr când cineva clănțăne din dinții în mea. Simt că mă apucă și pe mine tremuratul. El se așeză lângă acoarelă, însă și acesta dârdâia. Dondanel îl privi bănuitor. ce asta? Nu cumva faci din adins de-ți dinții atât de tare?" Nu fac, nu fac deloc, deloc nu fac într adins Mi-e frig, ci pentru că mi-e foarte frig." Don Danel se ridică din nou și, -și schimbă locul. trecut astfel de câteva ori pe lângă, de pe un loc pe altul, deranjându-i pe ceilalți. Din pricina frigului, balonul se acoperi cu un strat de chiciură ce scânteia deasupra capetelor pricindeilor, ca și cum ar fi fost făcut din argint curat. Treptat, aerul se răci și în interiorul său și balonul începu să se lase în jos. Peste câteva minute, el cădea cu repeziciune. Rezerva de saci cu nisip se terminase și căderea nu mai putea fi oprită. Avarie! strigă limonadă. Morim! Se porni pe urlat habarnam și se ascunse sub bancă. Ești de acolo! Se răsti la el, știe tot. De ce? Răspunse de sub bancă, habar Vom sări cu parașutele." Mie mi-e bine și aici," răspunse habar Fără prea multe fasoane, știe tot, îl înșfăcă de guler și îl scoase de sub bancă. N-ai dreptul," striga habar O să reclam." nu zbiera, răspunse calm, știe tot, fără panică. Hai, uite-te cum o să sar eu cu parașuta și sar și tu după mine." habar n-am, se mai liniști puțin, știe tot, se apropie de marginea coșului. Atenție, fraților, strigă el, unul câte unul, după mine, cine nu sare, va fi dus de balon tot mai departe. Gata, pregătiți-vă parașutele. Pornim! Știe tot sări cel din tâi, în urma lui sări grăbilă și în clipa aceea se petrecu un lucru neprevăzut. În loc întâi să sară și după aceea să deschidă parașuta, grăbilă, din grabă, deschise întâi parașuta și după aceea sări. Din această cauză, parașuta îi se agăță de marginea coșului. Grăbilă se încurcă cu piciorul în sfor și rămase atârnat cu capul în jos. Începu să dea din picioare și să se zvârcolească, întocmai ca o râmă pe care pescarul încearcă să o prindă în cârligul undiței. Cu toate sfărțările, parașuta nu se desprindea. Fraților, strigă doctorul Pilulă, dacă se desprinde parașuta, grăbilă se va lovi cu capul direct de pământ. Plichindeii au pus mâna cu toții și l-au tras pe grăbilă cu tot cu parașută înapoi în coș. Habar n-am băgă de seamă că balonul începe să se ridice din nou și strigă. Stați, fraților, nimeni nu mai trebuie să sară. Uite, iarăși urcăm. De ce urcăm iarăși? Se miră probabil. Deșteptule, izbucni Daniel. A sărit, știe tot. Și balonul s-a ușurat. Și ce -o să facă, știe tot, fără noi? întrebă Gogoașă. Ce să facă, dete din mâini, probabil? O să pornească încetişor spre casă. Dar noi, noi ce -o să ne facem fără știe tot? Mare lucru, răspunse Habarnam, ca și cum nimic n-ar fi posibil fără știe tot. Totuși, trebuie să ascultăm de cineva, spuse Gogoașă. O să ascultați de mine, declară Habarnam. Acum eu am să fiu șeful vostru. Tu, se miră domnul nu poate fi cineva șef cu un cap ca al tău. Aha, așa a să zică. Nu poate fi șef cu un cap ca meu? Se răsti Habarnam din ce în ce mai enervat. Atunci poftim jos și caută-l pe știe tot al tău dacă nu-ți place capul meu. Don Denel privi în jur și spuse, unde să-l mai găsesc acum? Ne-am depărtat prea tare, trebuia să sărim cu toții, imediat după ce a sărit și el. Hai, sari, haide, sari! Don Denel și Habarnam începură să se certe și se certară până seara. Știe tot, nu mai era acolo și nimeni nu-i putea opri acum. Soarele cobora spre asfințit. Vântul se întețea, balonul se răci și mai mult și începu să se lase iarăși în jos, iar Don Denel și Habarnam nu mai tăceau, se certau într-una. Ajunge cât te-ai certat!" îi spuse limbonada lui Habarnam. De vreme ce ai hotărât să fii șef, născuțește ceva. Nu vezi că din nou coborâm? Mă gândesc imediat Răspunse habarnam. Se așeză pe bancă, își duse un deget la frunte și începu să se gândească. În vremea asta însă, balonul cobora tot mai repede și mai repede. Ce mai poți născoci acum?" spuse șurubel. Dacă am avea saci cu nisip, am putea arunca unul." Adevărat!" prinse habarnam ideea din zbor. Însă, de vreme ce nu avem saci, va trebui să-l aruncăm pe unul dintre noi." El va coborâ cu parașuta, balonul va deveni mai ușor și se va ridica din nou. Simplu, nu-i așa? Dar pe cine să aruncăm? Cum pe cine? Spuse Habarnam meditând. Trebuie să aruncăm pe cel care bombănește mai mult. Cu asta nu sunt de acord. Răspunse Don Danel, nu există nicio regulă ca cei care bombănesc mai mult să fie aruncați, să-l aruncăm pe cel mai greu. Bine, se învoi habar n-am, să-l aruncăm pe gogoașă, el e cel mai rotofei dintre toți. Adevărat, în cuvință limonadă. Ce? -a început să strige gogoașă. Eu sunt cel mai rotofei? Limonadă e mai gras ca mine. Uitați-vă la el! strigă atunci limonadă, chicotind și arătându l cu degetul pe gogoașă. Hai, uitați-vă! Adică eu sunt mai gras ca el? Ha, hai să ne măsoare cineva atunci! Ei, ia vezi tu! Se năpusti la el ca un cocoș gogoașă, făcură cu toții cerc în jurul celor doi. Habar n-am scoase din buzunar o sforicică și o petrecu peste mijlocul lui gogoașă. După aceea îl măsură în același fel pe limonadă și ieși că limonada era aproape o dată și jumătate mai gras decât gogoașă. Nu-i corect! Începu să strige acum limonadă. Gogoașă a strișat și a supt burta. Am văzut eu. Nu mi-am sub nimica, se apără gogoașa. nu-i adevărat, ce ai sub Am văzut eu, să ne mai măsurăm o dată. Răcnea tot mai tare limonadă. Habarnam se apucă să-l măsoare din nou pe gogoașă, în timp ce limonadă se învârtea pe lângă ei și striga. Ei, ce faci? Umflă-te, umflă la loc. Ce, ce să mă umflu? Răspundea gogoașa. dacă o să mă umflu, bineînțeles că o să arăt mai gras ca tine. Bine, nu te umfla, dar nici să-ți sugi burta n voie. Fraților, uitați-vă la el ce face! Unde e dreptatea? Unde e dreptatea? Nu există niciun fel de dreptate. Asta e adevărată înșelătorie. Habarna a misprăvi cu măsurătoarea lui Gogoașă, apoi cu aceeași grijă îl măsură pe limonadă. Și, de data asta, se dovedi că cei doi sunt la fel de grași. Va trebui să-i aruncăm pe amândoi!" ridică din umeri Habarnam. De ce pe amândoi dacă e de ajuns doar unul?" spuse limonadă. Vânătorul glonțișor privi peste marginea coșului și văzu că pământul se apropia cu o iuțeală amețitoare. Ascultă Habarnam!" zise el. Hotărăște-te mai degrabă că acuși ne bubuim de pământ!" Trebuie să numărăm, să vedem cine iese să sară cu parașuta!" spuse probabil. Adevărat?" Îi dă dreptate limonadă Numai că trebuie să-i numărăm pe toți Și pe cei rotofei și pe cei slabi Să nu se supere nimeni Bine, hai să ne numărăm Se învoi Habarnam Se așezară cu toții în cerc Și Habarnam începu numărătoarea Unii, donii, tres Ținter, binter, fes Eni, meni, la sfârșit Ținter, binter, ai ieșit După aceea spuse nu, nu-mi place numărătoarea asta, chiar deloc nu-mi place. Și începu altă numărătoare. Ententi. Sa ora cati, sa ora cati coto. Deodată, coșul se izbi cu putere de pământ și se răsturna. Probabil se prinse cu mâinile de posibil. Posibil, de probabil, și amândoi zburară din coș. După ei, în tocmai babelor de mazere, se rostogoliră ceilalți pitici. Doar Habarnam, care se ținea de marginea coșului, și Strop, care se agățase cu dinții de pantalonii lui, nu căzură. Lovindu-se de pământ, balonul sări în tocmai ca o minge, descrise în aer un arc uriaș și coborâ din nou. Se izbi iar de pământ. Și începu să se trască încet. Balonul se lovi de ceva tare și plesnic o trosnitură asurzitoare. Strop fu aruncat departe și o luă la goană, schelălăind cu disperare. Habarnam se răsturnă din coș și rămase întins pe pământ. Călătoria cu balonul luase sfârșit. Va urma! Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!